seara, sunt Bogdan Stănescu. Începem o nouă săptămână. Alături de invitații noștri și nu numai, vă prezentăm evenimente la care vă propunem să participați. Ne pregătim pentru Balul Bucureștiului Interbelic. Ne dă toate detaliile Sandra Ecobescu, organizatoare și președinte al Fundației Calea Victoriei. Până atunci aflăm ce proiecte se mai derulează la Timișoara, capitală europeană a culturii, în acest an. Dar nu uităm nici de semnificația zilei de astăzi. Iar pentru că vineri a început Bucharest International Film Festival, vom vedea cu ce a debutat și ce ne pregătește pentru zilele următoare. Începe Jurnalul Cultural. La Timișoara, în cadrul proiectului Capitală Europeană a Culturii, s-a deschis expoziția Semnalizatoare. Designul nu este un panou de bord. Evenimentul are ca scop prezentarea potențialului industrial al orașului de pe Bega prin 11 instalații realizate cu ajutorul științei de 12 designeri români și străini. Bright Cityscapes face parte din calendarul evenimentelor lunii septembrie la Timișoara, Capitala Europeană a Culturii 2023. Proiectul își propune să observe, să răspundă și să acționeze asupra urgențelor contemporane, prin intermediul disciplinelor de design, arhitectură și cultură digitală. De asemenea, programul își propune să creeze colaborări, să faciliteze inițiative experimentale și să conecteze designul contemporan cu ceea ce nu se întâmplă încă la Timișoara. Expoziția de la Centrul Cultural Faber face parte din programul Bright Cityscapes, program finanțat de Primăria Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte. Evenimentul a reușit să aducă împreună mai multe categorii profesionale, sociologi, cercetători și designeri. Povestea din spatele proiectului Bright Cityscapes are foarte mult de-a face cu specificul acestui oraș. Timișoara este cel de-al doilea, cel mai important oraș industrial din România, iar noi, ca și operatori culturali, am fost foarte curioși să dezvoltăm împreună cu Universitatea Politehnică Timișoara un program care să fie cât se poate de adecvat acestui context. Așa că am început cu o cercetare coordonată de Norbert Petrovici. Norbert este cercetător la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. S-a făcut și studii în teren, am vizitat o serie de fabrici din Timișoara și am vorbit cu oameni care lucrează în aceste fabrici cu scopul de a înțelege ce înseamnă această afirmație că Timișoara este al doilea cel mai important oraș industrial din România. În cifre, în economia orașului, în urbanitatea sa. Ce mă bucură pe mine e că sunt implicați 5 colegi de-ai mei din Politehnică împreună cu designerii care au lucrat la aceste instalații. Au fost implicați și studenți și chiar au fost foarte încântați. Venim cu altă abordare în ceea ce înseamnă modul în care popularizăm știința sau tehnologia. Prin artă, pe mine mă bucură că eu cred că e o premieră pentru România, Timișoara fiind orașul premierul în spațiul românesc. Cu ajutorul curatoarei noastre, Martina, care a făcut o selecție de designeri internaționali și români, un columbian, francez, italian, olandez și așa mai departe, acești designeri au primit misiunea să scoată narațiuni din această cercetare și să le dezvolte, atât vizual cât și din punct de vedere narrativ, dar și să conecteze poveștile din această cercetare la cultura contemporană internațională. Artiștii sunt foarte tineri și colegii mei au fost cam toți foarte tineri. Au fost o deschidere mai mare pentru că cu cât îmbătrânim devenim poate mai conservatori și atunci mergem pe modul clasic de exprimare în zona artistică sau în zona artei sau culturii. E încurajator. Arta tot timpul găsește noi căi de exprimare și tehnologia trebuie să găsească noi căi de exprimare și asta se întâmplă la conferința dintre artă și tehnologie. Instalația noastră are la bază o serie de cronologii incomplete, așa cum ne place nouă să le numim, bucăți decupate și lipite, fragmente de ziare și reviste care se succed mai mult sau mai puțin liniar și care împreună arată o istorie prea puțin spusă, credem noi, a tiparului din Timișoara. Colaborarea noastră a început și cu o dilemă existențială, aș putea spune, pentru că noi nu suntem designeri, noi suntem editori. Avem o revistă care se numește Caiet, care vorbește despre Europa de Est și pentru că nu suntem artiști și nu lucrăm neapărat cu material vizual, ideea noastră principală a fost cum să facem să aducem textul în zona vizuală. Prezentând cercetările mele din domeniul construcțiilor designerilor, aceștia au creat un exponat care cuprinde
o multitudine de elemente pe care le folosim în construcții, plecând de la elemente masive, cum sunt volumele, și trecând prin elemente liniare, a reieșit un exponat care ne duce, sau pe mine cel puțin mă duce, exact la ceea ce se întâmplă atunci când facem niște simulări numerice pe calculator în domeniul construcțiilor. Evenimentul s-a încheiat cu două concerte susținute de formațiile Zimbru și Șuie Paparude. Expoziția semnalizatoare, Designul nu este un panou de bord, poate fi vizitată până pe 11 noiembrie 2023. Vorbim în continuare despre semnificația zilei de azi. Pe 18 septembrie, în urmă cu 100 de ani, s-a născut la Paris principesa Ana de Bourbon-Parma, devenită regina Ana a României prin căsătoria cu regele Mihai. Acesta s-a îndrăgostit de principesa Ana cu mult înainte de a o cunoaște personal, văzând-o în câteva imagini într-un reportaj de război din Maroc. Regina Ana rămâne o figură discretă de o excepțională noblețe. A fost cea mai longevivă soție de rege sau de domnitor din întreaga istorie a României. La această dată, 18 septembrie, dar în 1947, a fost inaugurat Teatrul Municipal din București, actualmente Teatrul Bulandra, cu piesa Insula de Mihail Sebastian. Regia i-a aparținut lui Mircea Șeptilici, iar din distribuție au făcut parte Jules Cazaban, Beate Fredanov, Nicolae Sireteanu și Ion Lucian. Din 2019, ziua de 18 septembrie a devenit una dintre cele mai triste ale teatrului românesc. În această zi a murit Alexandru Darie, numit de către breaslă Ducu Darie. A fost regizor de teatru și operă, profesor de regie și director al Teatrului Bulandra din anul 2002. Montările sale au obținut numeroase premii pentru cea mai bună regie și cel mai bun spectacol. A fost invitat să monteze în Marea Britanie, Italia, Belgia, Statele Unite și Japonia. Ducu Darie a fost un regizor de talie internațională, un bun îndrumător în arta scenei, dar și un coleg extrem de iubit. Într-un interviu a spus că până la 20 de ani timpul este al tău. După 30 este al altcuiva și cu cât mergi în sus, cu atât devine mai fulgerător. Tot într-o zi de 18 septembrie, în urmă cu 11 ani, a murit Romulus Vulpescu, poet, scriitor, editor publicist și traducător român. A fost căsătorit cu scriitoarea Ileana Vulpescu și a considerat mereu că adevărata profesie a scriitorului este lectura. A realizat traduceri într-o manieră unică din François Villon, François Rabelais, Shakespeare sau Dante Alighieri. Totodată a tradus în limba franceză din Urmuz, George Bacovia, Ion Barbu și Mateiu Caragiale. Despre Romulus Vulpescu, poetul Nichita Stănescu scria că este unul dintre foarte rarii scriitori care sunt în același timp și propriul lor personaj. Iar acum vorbim despre un eveniment care anual reușește cu mare succes să-i ducă înapoi în timp pe iubitorii anilor 1920-1930. Și în 2023, Fundația Calea Victoriei organizează Balul Bucureștiului Interbelic. Rochi elegante, perle, costume de epocă și pălării, bune maniere și muzică de altă dată. O întâlnire cu atmosfera de pe vremea în care Bucureștiul încă era un mic Paris. Despre întregul program al celei de-a 8-a ediție acestui eveniment, care va avea loc la Palatul Bragadiru, ne vorbește Sandra Ecobescu, membru fondator și președinte al Fundației Calea Victoriei. Sărut mâna! Mulțumesc foarte mult că ai venit în seara asta și trebuie să spun că ești foarte elegantă. Mulțumesc pentru invitație, mereu e o bucurie să vin aici și mereu mă apucă veselia când intru aici. Asta e foarte bine, da, pentru că vorbim despre un eveniment vesel, care trebuie să ne aducă bună dispoziție și să ne ducă într-o atmosferă, cum spuneam, elegantă și cu ștaif, așa, rafinată. Cum o să fie anul acesta balul? O să fie, cred, la fel de distractiv, dacă nu chiar mai distractiv decât în anii trecuți. Așa. Și spun din perspectiva mea a inventatorului acestui eveniment, totul a pornit de la o nebunie, mie îmi plăcea foarte mult moda anilor 20-30 din filme, de mică, când am văzut filme americane, engleze și așa mai departe, așa. Marele Gatsby, exact. Literatură, etc. Și la un moment dat am zis, în continuarea plimbărilor prin București, în continuarea conferințelor despre istoria Bucureștilor cu doamna Georgeta Filiti, a cursurilor cu domnul Ineagu Giovara, am zis, hai de la un moment dat să inventăm și o petrecere, un eveniment, un fel de mașină a timpului și să vedem cum ar fi să ne jucăm de anii 20-30. Și cum arată acei ani transpuși în... Exact, exact. Cum ar fi să ne imaginăm? Pentru că e un exercițiu de imaginație, așa. E totul ludic, nu încercăm în tocmai, nu suntem o piesă de teatru. Lumea se îmbracă, așa, nu? Lumea se îmbracă, lumea este, cumva, de la această idee năstrușnică a mea, așa. Lumea a luat foarte în serios.
Pentru că oamenii își doresc să se joace și există mulți nostalgici și mulți oameni care iubesc Bucureștiul de altă dată sau se gândesc cum era oare acum 100 de ani, oare cum era dacă bunica ar fi mers la un bal sau dacă am fi noi o muscă sau ne-am întoarce așa în timp. Și atunci de la această provocare, haide să facem un bal al Bucureștiului interbelic, am descoperit că există mulți oameni, 100, 150, 200 de oameni care vin la un dat, odată când îi chemăm noi pe ani, să se îmbrace ca în vremurile alea, să danseze Charleston Foxtrot, să testeze, unii dintre ei știu să danseze tango. Da, chiar, și uite, oamenii intră în joc. Asta este, de fiecare dată mă minunez și văd așa cum vine lumea și zic, Doamne, Sandra, ce a fost în capul? Dar cum? Cine vine la balul ăsta? Sunt aceiași oameni care vin în fiecare an? Deja e un grup de persoane care se cunosc între ele? Sau vezi că vin și tineri, că vin tot mai mulți tineri? Este o combinație foarte simpatică. Așa. Avem doamne de toate vârstele, avem domni de toate vârstele, avem oameni care vin și din alte orașe apropiate, avem un grup de la Ploiești, avem oameni care vin de la Constanța, de toate vârstele. Am avut într-un an un cuplu de tineri, au venit pe motocicletă, deși erau îmbrăcați în stil interbelic și a fost foarte simpatic cum s-a parcat motocicleta în fața Cercului Militar Național, că așa am făcut primele ediții, primele, și da, apoi exact. Au coborât, și-au așezat domnișoara Pana din cap și așa, și au venit frumos cu pantofiorii tip Charleston și au intrat la balul nostru. Inclusiv copii, pentru că copiii sunt bineveniți. Nu este un bal din acela foarte snob și cu rigori foarte clare. Este un bal jucăuș. E o joacă, exact. Da, dar lumea se îmbracă frumos, cum bine ai spus. Și e foarte interesant, că mi-aduc aminte de Adina Ananu, costumul, hainele pe care, știi bine, le punem în fiecare zi, ne creează o anumită stare. Absolut. Creăm personajul pe care vrem să-l reprezentăm în ziua respectivă. Ei bine, doamnele, domnii și chiar și copilașii, indiferent de vârstă, preocupare și trecut și viitor, în momentul în care se îmbracă în aceste ținute de inspirație interbelică, se transformă. Doamnele sunt foarte cochete și foarte fericite să fie admirate în toată splendoarea lor, pentru că primesc și premii pentru costume și pentru dans, iar domnii devin excesiv de galanți și drăguți. Deci, cumva, această costumație schimbă și comportamentul. Deci, efectiv, oamenii se schimbă și pentru mine, de fiecare dată, la fiecare ediție a Balului Bucureștiului Interbelic, este așa o uimire. O surpriză și o bucurie. Da, Doamne, cât de frumos se îmbracă oamenii, cât de frumos vorbesc. Parcă și tendința e să vorbim așa mai arhaic. Intrăm în joaca asta, ceea ce e foarte frumos. Dar ce le dați premii pentru dans? Pentru cărți, accesorii, gentuțe, dar mai ales cărți despre București sau lucruri care țin de zona culturală, pentru că, să nu uităm, suntem o fundație culturală și acest bal s-a născut, aș spune, ca o declarație de dragoste pentru Bucureștiul de azi și Bucureștiul de altă dată. Voi organizați conferințe, după cum spuneai mai devreme. Mi se pare că în septembrie, și aș vrea să ne povestești un pic pe scurt despre asta, veți deschide palatele de pe Calea Victoriei. Continuăm să deschidem palatele de pe Calea Victoriei. Suntem atât de harni și așa s-a nimerit, încât pe 22 avem balul Bucureștiului Interbelic, deci la Palatul Bragadiru, și pe 23 dimineața suntem cu doamna Georgeta Filiti, cu care am deschis și la Academia Română. Exact. Wow! Unde nu prea reușim cu ușurință să intrăm, și va fi o conferință chiar în aula Academiei despre personalitățile care au creat această instituție, povestea acestei instituții spectaculoase, pe lângă care poate trecem pe Calea Victoriei și unii dintre noi știm, alții nu știm ce se întâmplă acolo, și mergem cumva pe firul istoriei să descoperim. Vom continua cu doamna Filiti apoi în octombrie la Biblioteca Centrală Universitară și sperăm apoi în noiembrie la Banca Națională. Țineți-ne pumnii! Absolut, sunt convins că va ieși bine și vă așteptăm aici să ne povestiți, dar până atunci, hai să vorbim puțin despre Bucureștiul de altă dată și Bucureștiul de acum. Aș vrea, nu știu, să te întreb așa, ce preferi, atmosfera de atunci sau tehnologia de acum? Nu, tehnologia nu știu dacă o prefer, e un instrument până la urmă care devine necesar. Mă rog, ajutorul pe care ni-l dă astăzi tehnologia. Da, mă bucur că trăiesc în secolul 21. Așa. Îmi place să arunc un ochi în trecut, după cum vezi, multă lume spune că și fața mea și, mă rog, coafiuri am vrând nevrând, trimite către perioada aceea. Deci, cumva mă simt eu imaginar acasă în perioada interbelică, dar, vai, să ne amintim ce s-a întâmplat, pentru că a fost primul război și apoi al doilea război. Apoi a venit comunismul. Deci, eu cred că e bine acum în secolul 21, dar există această nostalgie pe care nu doar noi românii o avem, ci bine, și oamenii din când în când, așa să mai mergem acolo. Să vedem. Să simțim un pic atmosfera. Să aruncăm un ochi, să vedem ce e acolo valoros, ce putem recupera, ce putem reinterpreta, ce putem să aducem în viața noastră, pentru că avem multă literatură, avem filme, avem muzică din perioada aia, și de ce nu să descoperim și să păstrăm în continuare aceste valori. Mai avem timp foarte puțin la dispoziție și vreau să te întreb așa. Aș vrea să vorbim puțin despre bunele maniere de atunci, care acum
Continuă atunci tu. Să știi că lumea de fapt era scandalizată, să nu uităm că se vorbea despre nebunii anii 20. Așa. Și tinerii erau foarte rebeli și erau cumva, ca de obicei, în conflict cu generațiile mai vechi. Să nu uităm că doamnele ștunseseră părul și asta era destul de scandalos. Tunsoarea garson a apărut atunci în perioada interbelică. Flapper girl era nu neapărat un termen pozitiv. Erau fetele așa mai năzbătioase, vine să zic. Femeile încep să facă sport, să meargă cu automobilul, se scurtează fusta, nu deasupra genunchiului, dar oricum începe să vadă gleznea. Față de varianta anterioară. Da, deci da, era sigur. O perioadă destul de scandaloasă în sensul frumos așa al cuvântului. Noi acum când vedem pare așa totul foarte liniștit și ce cuminți erau. Dar pentru vremurile acelea, sigur. Să nu uităm sigur, cum dansau și cum se distrau. Da. Așa e. Era nebunia de după primul război mondial, oamenii vreau să trăiască, să se bucure de viață, ceea ce ni se întâmplă și nouă acum. Așa este, mai ales că am trecut de exact. Perioada asta îngrozitoare cu pandemia. Să recapitulăm, vineri, pe data de 22 la ora 8. 20, deci da, la 8 seara, 20, la Palatul Bragadiru. La Palatul Bragadiru, încă mai sunt bilete. Așa. Invităm lumea să nu se gândească prea mult, pentru că este o ocazie unică. Aș zice că fiecare ediție a balului este diferită. De fiecare dată facem altceva. Este prima oară când facem la Palatul Bragadiru. E frumos că avem și o terasă unde putem să ne bucurăm. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să mergem mai departe cu jurnalul și ne vedem vineri la bal. Mulțumesc. Gala de deschidere a Bucharest International Film Festival, ediția cu numărul 19, a avut loc vineri pe 15 septembrie la Muzeul Național al Țăranului Român, în prezența doamnei Raluca Turcan, ministrul culturii, a mai multor ambasadori acreditați la București, consilieri culturali, importanți, cineaști din țară și din străinătate, dar și în prezența unui public numeros. Festivalul a debutat cu filmul italian Caravaggio's Shadow în regia îndrăgitului actor Michele Placido. Bucharest International Film Festival BIFF 2023 este încântat să anunțe peliculele ce fac parte din secțiunea Panorama în cadrul celei de-a 19 ediții care se desfășoară la București. Secțiunea Panorama din cadrul BIFF este una dintre cele mai căutate și apreciate de public de-a lungul timpului. Filmele din această secțiune au atras în săl mii de spectatori în ultimii 19 ani și au fost îndelung apreciate. Organizatorii sunt bucuroși că au adus la București în acest an producții proaspete, ce tocmai au fost lansate și nedifuzate până acum pe marile ecrane de la noi din țară. Am mare încredere în această ediție și prin conținutul ei și pentru faptul că s-a ajuns la 19 ani de BIFF și pentru faptul că am reușit să aducem anul acesta toate filmele care sunt la noi în festival, în afara celor române, sunt filme în premieră națională în România. Ce surpriză ne aduci? Păi avem foarte multe surprize anul acesta pentru voi și pentru spectatori și avem 8 filme în competiția oficială, 7 avantpremiere românești, filme care abia așteptăm să le vedem și ca apoi să le vedem pe ecranele românești. Avem o secțiune foarte nouă dedicată tinerilor care se numește Young Voices și de care sunt foarte mândră și sunt foarte mândră că am reușit să inițiem o asemenea secțiune dedicată unei vârste care este până în 18 ani și sunt tineri care sunt foarte, foarte doritori să facă film chiar înainte de 18 ani, iată, atât din România cât și din străinătate. Și avem și celebra deja istorie și cinema, secțiune care am început-o împreună cu Dan Drăghicescu acum 2 ani. Astfel, publicul va putea viziona pentru prima dată filme ce deja au fost recunoscute și apreciate de critici la cele mai importante competiții din lume. Prin intermediul acestei secțiuni, BIFF continuă să aducă în prim plan o paletă diversificată de opere cinematografice din întreaga lume, oferind publicului oportunitatea de a descoperi filme în premieră și avantpremieră națională ce vor rula în 4 locații partenere. Cinema Muzeul Țăranului, Sala Mare Arcub, Creart Grădina cu Filme și Cinema Union. Aș dori să încep cu felicitări și anume cele două asociații, Fundația Carta și Asociația Grigore Vasiliu Birlic, merită toată prețuirea pentru faptul că au ajuns la ediția 19-a festivalului și în același timp simt nevoia să mulțumesc și alte țesele regale, Principele Radu, pentru modul în care susține constant cultura românească și pentru acest festival odată în plus. Aștept cu nerăbdare să văd și producții noi cinematografice și străine și de asemenea filme românești
și mi-aș dori ca și acest festival să intre într-o viziune pe termen lung pe care mi-am propus-o ca ministru al culturii de susținere a cinematografiei în România. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc tuturor celor care ne urmăriți. Mâine seară vă aștept la un nou jurnal. Până atunci, rămâneți cu programele TVR Cultural. Numai bine!